Scandal de proporții în Suedia. Documente calificate drept secrete pentru siguranța țării au fost descoperite pe un card de memorie într-o bibliotecă publică din Stockholm. Dispozitivul USB a fost găsit întâmplător de un cititor care l-a predat unui cotidian suedez. Cercetările ulterioare au scos la iveală că a fost vorba de neglijența unui membru al armatei suedeze, a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Dispozitivul de memorie conținea informații privind fabricarea bombelor artizanale și a minelor antipersoană. În momentul de față, autoritățile evaluează cele întâmplate și încearcă să limiteze daunele.